Bine m-am găsit la o nouă emisiune cu Ilinuță, ora cu un rom, totul despre cultură. Exact cum am promis de fiecare dată, vom aduce alături de noi oameni care au ceva de spus. Oameni care fac ceva pentru societatea în care trăim. Acum avem alături de noi un artist care a expus la Târgu Jiu, un artist care are o poveste interesantă. Îl avem alături de noi pe Ioan Hălălaie, ca să nu vă mai votez cum am făcut-o înainte de emisiune. Nu-i nimic. Trebuie să vin cu mielul, nu? Doar să apucăm primăvara sănătoși. Vă mulțumesc că ați acceptat această invitație și aș vrea să vă întreb, cum v-ați hotărât să expuneți la Târgu Jiu? Acum, și eu mulțumesc pentru invitația la emisiunea noastră. Aș putea, ca să fiu cinstit, aproape nu m-am hotărât eu, aproape Dorina a hotărât. Eu am apucat să-i promit ca băieții la un moment dat, bine, o să vin cu expoziție și la un moment dat Dorina m-a sunat și a zis, mi-ai promis? Dacă am promis, am promis. Am stat eu și m-am gândit vreo două ore, trei, că aveam mai multe seturi de fotografii adunate, adică pe seturi și pe idei. Și am zis, asta să fie. Pentru cei care ne urmăresc, acum vreau să fac o subliniere. Este vorba despre Dorina Cioplea și văd, v-ați anunțat despre soțul de acasă. Care este o bună prietenă acestei emisiuni. Haideți să vorbim puțin așa despre dumneavoastră, pentru ca cei care ne cunosc acum să vă cunoască mult mai bine. De unde v-a venit această pasiune? Cum ați descoperit-o? Bine, eu vă spun cinstit. Pentru mine fotografia a fost de la început o autoexplorare. Am început ca toți, cu fotografii de flori, din care eventual putem face ceva vederi acum, da, din alea. 1000 de vederi la Fresnul Leu, una din ele e a mea. Am început cu peisaje frumoase, evident ratate când m-am uitat la ele acasă. Dar asta nu dura mult. Ne-am mers odată cu grupul de la Simeria Deva, Ovidiu Munteanu, Torino Bocăniciu și tot grupul de acolo. Nu mult după ce am început faza cu peisaje și, da, flori frumoase și corecte, ne-am dus pe vale deasupra de Hunedoara, de la Teliuc în sus, unde sunt mai multe sate practic abandonate, cu cimitire devastate, cu un superb dar cabluri de curent în dungă. Și acolo am descoperit prima dată altceva, exprimabil prin imagine. Poate fotografia să fie o exprimare a sufletului? Printre multe alte lucruri pe care le poate fi, fotografia este evident o exprimare a sufletului, la modul general. Eu consider că atunci când un artist lucrează la o operă, nu contează că e pictură, grafică, sculptură, mod, nu contează că face colaj și instalații după moda mai nouă. Eu consider că fiecare artist este un explorator spontan. Ceea ce se numește în șamanism visător lucid, neexersat. Adică călătorește, dar nu coordonează el foarte clar încotro merge. Deci pe artistul adevărat, că sunt și destui care au ambiția să se autointituleze artiști, nu de aceea discutăm, de cei cinstiți. Cred că întotdeauna în spatele unei opere de art, oricare ar fi, în orice formă, poate să fie de Louvre, poate să fie de vândut la 5 lei în piață. Dacă e o operă cinstită, respectul nu este egal. Este o exprimă. Am fugit printr-un portal personal, m-am întors. Uneori fug spre ceea ce îmi spune un câmp cu flori sau o figură de om, alteori fug direct spre mine. Adică adânc în mine. Sunt convins că orice operă de artă e o fugă prin portal. Uitați, m-ați făcut curios de un lucru. A spus că sunt artiști cinstiți și artiști care nu sunt cinstiți.
Care e diferența? Adică cum ne putem da seama că artistul nu este cinstit? Acum, nici n-aș vrea să supăr prea multă lume, dar nici n-aș vrea să las lucrurile nespuse. Am văzut că sunteți un om foarte direct și le spuneți pe nume. Păi, și învârtitul în jurul cozii, adică până la o vreme ne învârteam cu vorbele în jurul cozii, de la o vreme am evoluat că învârtitul ăsta, așa, e de fapt spirală și poate să ne ducă spre deschidere interioară, să nu mai pierdem timpul, numai încerc în jurul cozii. Eu zic că sunt persoane care, așa, în imaginarul lor, ei se văd pe statuie și pe statuie scrie artistic Sulescu. Am înțeles. Dar o comentare de ce sunt pe statuie și cu câinii. Da. Dar atât. Eventual, iau niște cursuri, citesc niște cărți, stăpânesc bine o tehnică, două, trei. Dar dacă vrei un criteriu așa mai brutal, că eu vorbesc la multe expoziții de artă în zona mea și vrând nevrând m-am lovit de fel de fel de expoziții, eu mă duc, mergem la o expoziție de pictură, amândoi, da. O fiecare. Când ieșim de acolo, se întâmplă următorul lucru. Printr-o minune, suntem întrebați, puteți lua o lucrare astăzi acasă? Și noi răspundem, mulțumesc, ajunge că am văzut-o. Aia nu e expoziție de artă. Pentru că într-o expoziție de artă, indiferent că a știut că n-a știut genial cu linia, că a știut că n-a știut genial tonurile, semitonurile și așa mai departe, sufletul, de la suflet la suflet, mi-a transmis ce a vrut să-mi spună. Dacă sunt, de exemplu, în momente când te duci într-o expoziție și sunt opere care te atrag, sunt opere care efectiv treci pe acolo doar de-a dragul de, cum ziceați dumneavoastră în cadrul expoziției de la Târgu Jiu, treci de-a dragul de a trece pe lângă ele. Se cheamă că bifezi, că te vede lumea la expoziția de artă, deci ești un băiat la curent cu cultura. E așa, pare așa un timp mai interesant și mai instruit, dar atât. Lăsând la o parte asta, eu spun așa, venim cinstit la expoziții de artă, pentru că este o expoziție de artă, este o experiență extraordinară, dacă te duci cu inima deschisă, n-ai cum să nu pleci de acolo cu ceva în sufletul tău. Eu vă spun sincer, pentru expoziția de astăzi pe care ați avut-o la Târgu Jiu, de fapt, sunteți strana trecută, că emisiunea este în reluare. Da. Eu aș lua ceva de aici acasă, v-aș lua pe dumneavoastră. Pentru că sunteți... Pentru ce scopuri? Sunteți un om cu care chiar ai ce vorbi și aveți o poveste de viață interesantă și cred că lângă un pahar de vin roșu, asta multe zile să povestim. Cu toată plăcerea, mai la primăvară, dacă reluăm experiența cu vinul lângă noi, asta întotdeauna e plăcut. Și eu vă promit să fie totul bine până la primăvară. Acest proiect este un proiect care noi vrem să facem național. Venim la Reșița, la dumneavoastră, dacă ne primiți acolo. Oh, veniți și chiar avem un muzeu nou de sculptură mare în metal. Avem mai multe lucruri interesante și mi-ar face mare plăcere să le descoperim împreună. O luăm și pe Dorina și venim la dumneavoastră. Nici nu speram să o putem lua și pe Dorina. Îi face acum invitația în cadrul acestei emisiuni. Să revenim puțin la această expoziție. Cum v-a venit ideea de această expoziție? Cum ați strâns atâtea fotografii și ce poveste în spatele acestei expoziții? Le-am strâns în ani. Pur și simplu, am avut, Dumnezeu să-L odihnească, marea pierdere sau marea mea durere pe anul trecut a fost că l-am pierdut pe prietenul meu, Viorel Coțoiu, care a fost și un pictor formidabil și un prieten formidabil. Sunt câteva luni de atunci. Păi cu Viorel, ore în șir, zile în șir, săptămâni în șir. Nu ne plictiseam să batem cu pasul pe câmpuri sau în mahalale. Zona Banatului de Munte, unde trăiesc eu acum,
a fost o zonă deosebită industrial, dar care a căzut. Ca toată țara. Ce se întâmplă? Cam ca toată țara. E, nemai fiind forță economică, lumea a plecat, locuri care erau orășele mici, mijlocii, care au niște bijuterii de oraș, săracele au devenit niște paragine, că nu mai locuiește nimeni, nu le mai prețuiește nimeni, străzi întregi fără suflete de oameni. E, și cu el aveam o adevărată pasiune, să mergem la vânătoare, să luăm cu pasul clădiri de semi-căzute, clădiri abandonate, semi-demolate. Favoritul nostru era un fost cartier de locuințe militare unde s-a mutat mirătăcine și acolo ca la înghesuială, pasiune, explozie, viață vie și mult graffiti. Văd că avem și o pasiune comună, inclusiv mie îmi place să mă duc să descoper aceste clădiri. Da. Și de multe ori stau să mă întreb dacă acele ziduri ar vorbi vreodată, ce povești am aflat despre din zona respectivă. Acum replica aia cu dacă ar avea pereții gură ce am auzit, m-am gândit și eu la mult timp, după care am ajuns la concluzia că dacă universul a lăsat pereții fără grai, probabil e mai bine așa. Nu știu dacă suntem pregătiți pentru toate poveștile alea. În aceste plimbări care le-ați făcut dumneavoastră să descoperiți astfel de clădiri, bănuiesc că ați descoperit și clădiri istorice, uitate de lume. Da. Ați făcut poze și la astfel de clădiri? V-ați zis vreodată să le... sau poate le-ați, chiar le-ați expus? Să nu le-am, nu le-am expus... să spun de ce. Am făcut, fac, voi face, așa cum o să, tot timpul o să vânez. Cât timp o să umblu, să ies din casă, o să ies cu un aparat de fotografia sau măcar cu telefonul și o să vânez imagini. Asta va fi, cât merg, cât ies afară din casă, asta se va întâmpla. Să faceți lucrul ăsta când mai acum, acolo, faceți bine. Acum am o problemă estetică sau am un comentariu estetic. Ele sunt în felul următor. Au fost clădiri, au avut o istorie, nu mai sunt locuite, sunt cum sunt, dar e o estetică a degradării. Ceea ce m-a făcut, am făcut la un moment dat, am fost obsedat și am făcut un snob și la primăvară iar iau de la capăt cu case abandonate și geamuri căzute. Pentru că se spune că fereastra este ochiul clădirii, adică sufletul clădirii, că prin fereastră intră lumina, da? Și atunci ea devine un spațiu cu lumină, nu e o cutie închisă. E, făcând multe, ca la faza cu florile. La început, mamă, am găsit o dărăpânătură, stai așa, mergem și mai vedem 100 de dărăpânături. Dacă vrei să ieși cu ele la expoziție, trebuie să ai și trebuie să intri în estetica degradării. Vrei și asta? Am și din alea de arhivă istorică. Am prieteni împrăștiați prin tot Banatul și ei mă iau cu ei la țară. Vină cu asta, arătăm niște dărăpânături. Foarte interesante și le las fotografiile lor pentru arhiva satului, cum ar fi, sau pentru arhiva lor personală când mai trec în vârstă și fac de-astea. Dar când vă duceți, da, să faceți fotografii la astfel de clădiri, da, vă interesați și de istoria acelei clădiri sau doar faceți poză și atât? Anul din prima, hai să ne înțelegem. Eu pot să-ți povestesc la fiecare fotografie de astăzi. Am văzut. Istoria. Pentru că pentru mine fiecare fotografie a avut o istorie. Dar poate ție îți plac felul ăla de povești, poate altcuiva nu. Și atunci, nivelul zero în care ne lămurim, ne place o poveste, ne place cum ne ieși reprezentarea, suntem încântați amândoi, mai invităm lume și constatăm că... Trebuie să vorbească și imaginile, fără povestea mea.
Acolo n-am reușit să ajung decât rar să produc imagini de clădiri dărăpânate care să spună o poveste și fără să spună un cuvânt. Acolo perseverez. Pentru că, de exemplu, avem o discuție, sunt niște turnuri de apă industriale la o margine de Reșița, semi-căzute, semi-ce vrei tu, și ne gândim dacă să nu montăm ceva, piese de teatru, acolo în ele, să dăm un pic cu mătura, un pic cu mătura pe jos, să nu-și taie actorii adidă și în cuie și în cioburi. Asta e ceea ce nu mi-a reușit încă, adică de câteva ori, departe de a fi un set sau asta, mă fascinează ideea de expoziție cu proiect. Eu am văzut, noi toți vedem, colecții de fotografii. Expoziții de fotografie. Acum iară nu vreau să supăr pe prea mulți, dar nici nu vreau să las lucrurile nespuse. În general, în expoziții, văd o colecție de poze superbe, dar nu, fără un proiect. Fiecare se... O poză aparte, stă și grafic, adică rezistă și ca imagine, da. Dar nu e un proiect. Una, alta. Deci pe mine mă fascinează ideea de proiect, deci expoziție cu proiect. Să revin, că tu vorbim, că vreau să vă întreb altceva, dar mi-a schimbat da. Întrebarea. Să revin la expoziția aceasta de la Târgu Jiu. Ce proiecte sunt spatele ei? Proiectul este legat de ce am spus la sfârșit, știi că am povestit cu m-am luat-o pur și simplu la vânătoare brutale de imagini și am ajuns la capăt trecând și prin decesul prietenului meu și deci a fost așa, ele de vreo 5-6 ani tot adun. Și atunci are și o istorie de viață lângă unele. Nevoia aia de confirmare din exterior. Asta o vedem. Sunt deci șamani care spun că după teama de moarte, al doilea mare blocator al sufletului este asta. Am și vrut să-i spun la expoziție, la un moment dat, efemer. Dacă discutăm cu bunicul, la vârsta de, bunicule, ia zi-mă cum sufere din dragoste la 20 de ani. Eu am avut așa de discuție cu bunicul Da, să-ți povestească la 70-80 de ani ce era, cum era suferința din dragoste. Și ce tragedie era atunci, acum te ia râsul, mă, frate, mă. Aveți perfectă dreptate. Ce-am remarcat la această expoziție, că sunt, adică e ceva, te trimite gândul, nu știu, inimă, iubire, da. Sentiment. Deci, nu. Eu asta am înțeles din această expoziție. Clar și pe față. Dar efemer e angajarea în iubire sau angajarea în sentiment să-mi caut o confirmare în celălalt. Că tu vorbim de aceste inimi și de efemer. Da. Și văd că știți povestea fiecărei poze. Da, e bine. Fiecare poze. Da. Care este o imagine care v-a sensibilizat cel mai mult și ați spus-o aici? Care inimă v-a sensibilizat cel mai mult? Chiar în spatele nostru, să spun de ce. Am văzut-o de când a pictat-o, când era crudă încă. Adică am văzut-o de când a pictat-o. Și vreo 5 ani de zile îl tot vedeam, vine și mai dă o tușă de culoare. S-a mai împăcat cu iubita. Dădea un strat de roz. Nu se, când se mai certa, mă, dădea un strat de negru sau... Venea cu negru sau... da? Pe urmă a abandonat proiectul și pur și simplu ploaia așa și temperatura și a spus cuvântul. Deci ăla a fost un proiect pe care l-a... pe un bloc. Pictură, pe da. Un bloc, nicio problemă. Adică lucrare pe un bloc. Că da, așa am avut acces la ea. Da. Multe orașe din România, mai nou s-au dezvoltat și festivaluri de pictură da. Pe bloc. Da. Unele sunt de acolo, altele nu sunt de acolo, ce se întâmplă acolo.
Dar am văzut că sunt multe bloguri în România care au astfel de desene pe ele. Da, uite, eu sunt mare fan de culoare. Eu zic că și dacă nu știu de ce rafinament estetic, o lucrare colorată, da, chiar dacă nu e o mare lucrare din punct de vedere grafic, îmi schimbă locul, înveselește. Da, corect. I-am povestit lui Dorina că în Reșița e o curbă așa, da? Unde e o subzidire. Reșița e un oraș cu destul de multe subzidiri, cred că de asta cu pământ furat, cum se spune. De rușinea mea este singurul oraș din zona dreasă în care n-am ajuns. Vii și cu toată plăcerea. Deci Reșița e un oraș pe vale și pământul e smuls, cum se spune, că și în Japonia orice casă este pe un teren smuls, adică s-a retezat ceva. Reșița e plină de subzidiri. E o subzidire, dacă vii o să-ți și arăt, care tradițional, deci mare cam... cam de aici până în ușă. Și înaltă așa cam la 2 metri jumate. Care în fiecare an la bacalaureat, liceul este liceu de artă. Liceul, absolvenții din anul ăla pictează ce vor ei acolo. Și un an de zile peretele ăla este pictat, ăla e proiectul lor colectiv de absolvire. Ce e fain. Am văzut peretele ăla și înainte de a li-l da la copii. Un perete banal. Dar nu avea nicio viață. Adică nu avea viață, efectiv. Da. De vreo două ori m-am uitat la ele și am zis, mă, ce-a fost în capul la copiii ăștia de șorele tema? Bă, da, asta a fost tema pe care au considerat ei ca grup, că asta îi reprezintă. Uitați de acești pereți care prin viață, cum este la noastră la Reșița, datorită unor copii. În timpul expoziției spuneați că v-ați inspirat din Mahala. Ce reprezintă pentru noastră Mahalaua și cum v-ați inspirat din Mahala? Păi, Mahalaua... Odată, că fizic Mahalaua e mai la periferia orașelor, fizic vorbind, da? A doua... Eu sper că nu vă revin la cea Mahala în care... Eu mă refer la cea Mahala de pe vremuri. Nu Mahala, nu mă ne referim la Mahala G. De asta, deci la Mahalaua cea tradițională. Ne referim la Mahalaua tradițională pentru că făceam fotografii, și la un moment zic, mă, eu am și citit de universul ăsta și stau și îmi stor creierul și mi-aduc aminte de poeziile lui Geo Bogza. Și am luat poeziile lui Geo Bogza cu tragediile sentimentale ale mahalalelor, da? Deci lumea mai de la margine, mai la început de evoluție intelectuală. Ce vă atrage către mahala asta? Nu e foarte multă, deci odată, e vitalitate, mă. Acolo nu vezi oameni storși ca în centru, acolo încă vezi viață intensă. Și vede și multă iubire Mahala de multe ori. Și intensitatea vieții, adică ăia încă trăiesc intens. Exprimarea, da? Pentru că acolo nu are nimeni bani de școală de artă. Deci majoritatea fotografiilor de această expoziție sunt făcute undeva într-o Mahala. Nu, mai multe. Am înțeles. Câteva sunt dintr-un parc. Eu îi spun parcul primelor pupături pentru că de acasă la Hunedoara, când trec pe acolo primăvara, vara, toamna, nu mă bag prin parc, știu, o iau așa. Da. E un parc mic de buzunar și ferit de nu-i văd părinții. Totdeauna acolo văd preadolescenți la primele întâlniri alea sfioase și în afară de restul din mai multe loc. Parcul la dumneavoastră se numește la noi parcul dintre Buziu, când ai iubite pe soții la poarta sărutului. Nu știam de acest obicei, dar marea majoritate, deci nu sunt dintr-un loc, dintr-un singur cartier. Peste tot pe unde am umblat, am început să devin vânător, profesionist. Înțeleg că aveți poze, nu neapărat dintr-un cartier, dintr-un oraș, aveți poze din mai multe zone din România pe unde ați fost. Păi pe temă, peste tot pe unde am umblat și am văzut una, eu am consemnat-o. Să revenim la Mahala. Acum vă întreb și lucrul ăsta. Că și mie de multe ori îmi place Mahala, că acolo când te duci în Mahala, afli povești mult, foarte interesante și... Care te mâncare cu energie și, pozitivă. Da. Vă place și muzica lăutărească? Da, tradițională. Muzica de Mahala, nu? Adevărată. Vă place și... Aia tradițională. Cum poți să nu-ți placă? Deci mi se pare atât de din suflet și atât de autentică.
Că și dacă ești un mare cunoscător de muzică simfonică, atât e de autentică și atât e de sinceră, că n-ai cum să întorci capul să zici sictirie din Magala. Nu poți, mă, e o manifestare, da? S-a întâmplat vreodată, de exemplu, să uiteți într-o Mahala și să faceți poze și să vă împrieteniți cu oamenii din zona respectivă? O, s-a întâmplat și să aproape să mă iau la bătaie. S-au întâmplat fel de fel. Bun, hai să luăm prima parte. Da. Să luăm o prima parte. Da. V-ați dus într-o Mahala și v-ați împrietenit cu cineva de acolo și v-a legat o prietenie de-a lungul timpului. Da. Să luăm a doua parte, când v-ați dus într-o Mahala și era să vă luați la bătaie. Hai să luăm prima parte. O relație cu... A prima parte fotografiam într-o Mahala cam colorată, ca să fiu și politic corect, dar să înțeleagă lumea. Băi, și apar doi lângă mine. Mă, tu ce faci, Acimau? Dar eram cu prietenul meu de care am povestit că s-a dus, care era copilărit acolo. Suntem amândoi, bă, așa dânsul e artist. Fotografiază-mă. Liniștit. Mata, nu ne dai pe Facebook să ne faci de poveste. Nu, mă, nu. Fotografiază-mă. Și de atunci, încă l-am mai văzut că mai face semn la vreo 2-3. Pe mine nu m-a mai întrebat niciodată ce cauți, mă, la fotografiat aici. Că tot vorbim de... Mahala, să vă spun sincer, emisiunea ar trebui să dureze 30 minute, dar îmi place așa de mult că vorbesc o dumneavoastră și o mai prelungi. Mulțumesc frumos! Deci chiar sunteți un om, deci, asta... o poveste, deci, pe mine m-ați fermecat. Să revin la fața cu Mahalaua. Dar nu v-ați dat că v-ați dus într-o Mahala, când vin acești cetățeni lângă dumneavoastră, să faceți, nu știu, poze doar cu ei. Nu! Adică să scoateți în relief, că am mai văzut, de exemplu, expoziție și mi-a plăcut, în care fotografiază oameni. Nu. Nu să spun, de ce, eu nu. Odată, pentru fotografie de portret, de exemplu, am un prieten psihiatru și mi-a spus că mă pot duce o săptămână la el în sanatoriu și mă lasă să fac fotografii de ale clienților. No name, evident. Deci, în materie de portrete, eu sunt fan de lucruri extreme. Umblu, de exemplu, pe la târguri și fotografiez din alea ultimii bețivani de scursură de pahar și chestii alea. Dar alea sunt încălcite, realizat ca să fie naturale. Adică dacă omul vede că îl văd, expresia lui ieșită din comun s-a dus, că imediat se strâmbă, alea nu mai. Aia e o meserie de vânător de imagini de altă, de alt tip pe care eu încă nu-l practic. Fel de paparazzi, sau... să luăm acel. Deci nu ați făcut așa ceva? Nu, încă nu. Încă nu. Niște probe am făcut. Dar m-am lămurit care sunt problemele, mi-ar trebui un alt fel de aparat, un aparat de fotografia dedicat. Deci un aparat de distanță mai mare și de dimensiuni mici. Și, deci e altă armă, ca la vânătoare, să vânezi păsării una, să vânezi urși alta. Deocamdată nu bate. Să revin la Mahala, deci ne-ați spus de o fază frumoasă în Mahala. Da. Să ne spuneți și una care era să vă luați la bătaie în Mahala, din cauza acest... Din cauza, o altă obsesie de-a mea, alt ciclu, un lucru, cum se spune și mereu deschis, este My Country Romania. Țara noastră, de la vechea vorbă pe care o auzeam, cu țara noastră ca o floare, mă, săracul sufletul lui de țară, numai ca o floare, nu mai este sufletul românului, României săraca. Pe petalele, una pe una. Of, Doamne! Și... atunci, periodic mă enervez, evident, da? Tot la Mahala ajungem, la reperul Mahala, părerea mea că eu iubesc, deci nu facem politică, nu facem nimic. Eu iubesc Balcanii în general și România în special, că mi-a plăcut extraordinar și Serbia și Bosnia. Da, zone frumoase. Și au și acolo povești interesante. Și cultură frumoasă. Da, să vezi variantă sârbească, bosniacă și... dalmatină de Romeo și Julieta. Deci dacă încep să umbli, că am o prietenă pe care tot bat la cap, când mă plimb cu aia, nu știu ce lumea ne crede mare îndrăgostiți, ceea ce noi nu suntem, spre nefericirea mea. Și lumea începe să povestească de-astea, cu legenda de dragoste de acolo.
să vezi în Split ce variante de Romeo și Julieta am auzit de acolo din Split. Încă ne-a dus și ne-a și arătat, uitați, din balconul ăla l-a aruncat ăla. Bine. Fiecare zonă cu poveștile și... Da. Rămân la părerea că să fii îndrăgostit în România cum sunt eu, este ca în România proastă de epocă în care, băi, tu te îndrăgosteai de femeia ușoară a Mahalalei. Și femeia ușoară a Mahalalei, care era ușoară cu toată Mahala, cu tine nu, că pe tine te iubea. Înțelegi ce vreau să spun. Acum, bine, spune-mi ok această întrebare, eu vreau să vă întreb. Da. Prin Mahala, în tinerețile dumneavoastră, ați cunoscut, nu știu, femei de care v-ați îndrăgostit? Prefer să rămână deocamdată în istoriile personale. Gata, schimbăm întrebarea. Am înțeles. Măi, nu trăiești cu adevărat într-un loc dacă nu te îndrăgostești odată acolo, dacă nu te îmbeți odată acolo, dacă sunt niște experiențe care punctează faptul că ai trăit într-un loc sau o comunitate, da? Dar văd că sunteți un om care iubiți frumos. Și lucrul se vede prin ceea ce faceți... Acum ajungem iară, facem iar un salt cuantic la nivelul de sus. Consider orice formă de iubire ca un portal. Deci omul este binecuvântat cu acces la stări superioare de împlinire personală, sufletească, prin... Eu consider dragostea ca un portal. Că am avut astăzi că tot ce vorbeam cu Dorina, că până am mâncat, i-am zis, azi a fost prima dată când am văzut poarta sărutului ca pe un portal. Și diseară mă duc să, pur și simplu, să mă oprim pe acolo să văd. Da, e frumoasă poarta sărutului și ziua și noaptea. Părerea mea e că suntem încă departe de al... Eu îl venerez pe Brâncuș, să fie clar. Mie mi se pare cel mai tare, cel mai absolut sculptor al secolului trecut și... Orice listă de trei oameni absolut liberi pe care știu eu în cultura europeană în secolul 20, dacă nu-i chiar pe locul întâi, oricum în primii trei Brâncuș este. Da, Brâncuș... Deci pentru mine este un absolut căutător absolut și o libertate absolută și mă fascinează. Azi am văzut prima dată, am perceput prima dată poarta ca pe un portal. Întorcându-ne la iubire, mă rog, la capăt de tot ce e expoziția de astăzi sau tragediile, forma ușor tragică a exprimării, da? E o stare aparte și numai omul e unul din privilegiile omului pe care noi ne-am devalorizat și așa mai departe, da? Eu consider că sentimentele astea sunt privilegiul al omului. Și ce mă uit acum, și tot fel sunt dezamăgit. Dumneavoastră care nu sunteți din acest oraș, din Târgu Jiu, vorbiți mult mai frumos decât de Brâncuș decât unii din acest oraș. Nimeni nu-i profe la el în oraș. Sau la el în țară. Sau nu poate unii care se mai și să aprecie mult mai mult decât cei care vin din afara orașului. Nu știu. E o discuție pe care, de exemplu, eu îmi iubesc foarte mult și Castelul Hunedoara, că sunt din Hunedoara. Dar discuții despre adunătura aia de pietre pe care mai bine ar dau ăștia jos decât să bage 5 milioane el să o repare. Nu știu dacă face ceva. Și așa mai... Bine, nici eu. Sunt... Dau, de exemplu, fac o mică completare acestui dumneavoastră. Chiar acum am descoperit un castel lângă Sighișoara, stricat chiar de unul de filmele lui Sergiu Nicolaescu. Cred că știu... A făcut un prieten astă vară turul, da. Și cred că mi-a povestit de el. Da, este un castel de exact lângă Sighișoara, l-am descoperit acum, chiar am scris un material de la noastră despre el. Și eu nu sunt de acord, cum vă spuneți dumneavoastră, cu acești oameni care văd doar niște bolovani. Aia nu te sper. Dacă atât sunt în stare să vadă, păi de atât să se bucure de viață. Nu acum să... sunt ușor răutăcios, dar dacă atâta văd, atâta să-și ia ca în suflet. Ce vrei să le spun eu? Iar mi-a plăcut un lucru la expoziție, să venim puțin la expoziție, îi spuneați Dorinei că după 4 săptămâni cât va dura această expoziție și vă invit să o vedeți la Muzeul Județean din Târgu Jiu, peste 4 săptămâni când veți veni să luați aceste lucruri, să le duceți în altă parte, cei care vor veni ziua respectivă poate să-și aleagă ce lucruri vor... De ce ați făcut lucrul ăsta? De ce alegeți asta? Păi aia ar fi cea mai reușită formă de împărtășire cu privitorul.
ce poate fi mai bine pentru mine sau mai bucurător pentru mine decât, domnule, nu te spăra. Un an de zile, inima mea frântă o să fie la mine în casă reprezentată de imaginea mea tale. Și peste un an să vină să-mi aducă lucrarea ruptă, să spună, gata, am iubire nouă, ia-ți-o pe asta veche. Și, de ce? Tot legat de asta, iar mi-a plăcut un lucru în această expoziție, care eu nu l-am văzut până acum, deci chiar n-am văzut așa ceva. Ne-ați lăsat pe noi să punem mâna pe operele dumneavoastră chiar... și să le punem pe perete. De ce? Că de obicei sunt artiști care te duci lângă operele, nu pune mâna, nu pune mâna, nu pune mâna. Nu, tot din pățanii. Cum, la mine experiența a fost aia din Veneția, când m-a lăsat, mi-a zis numai să n-atingeți cu degetele sticla când mă uitam la boșuri și pe urmă, obsesiv, de câte ori m-am dus, vedeam oameni care aproape își puneau mâinile la spate când se uitau. Nu că, cum am povestit, n-am văzut pe nimeni să se ducă la artist, să-i spună, vreau să o văd mai la umbră. Mie mi se pare că asta e pusă în lumină prea puternică și cere penumbră. Nu mă las să o văd în penumbră. O iau de aici și mă duc 3 metri mai încolo, unde e un perete și lumina sau lumina cade altfel. Nu. Păi, să participe. În fond, când eu am pictat-o sau am făcut fotografia și m-am hotărât așa, da, am decupat, am aranjat, mi-a terminat propunerea. Dacă cineva vine și spune, domnule, un an, măgarul de așa care m-a lăsat, uite așa-l văd, mă bucur. Tot așa legat de poze care le faceți dumneavoastră, vi s-a întâmplat vreodată să vină cineva să vă spună vreau să cumpăr poza asta? Nu, deocamdată nu, la noi nu este încă piață de fotografie sau dacă este... Și în alte zone e piață de fotografie și se vin. Deci n-ați avut astfel de... Nu, dar nici nu, să spun ceva, până acum nu am asociat arta cu produsul de bani. Nu, dar vreau să se vede că faceți totul din pasiune. Se vede de la o poștă, cum se spune. Da, da, acum, da, asta e clar. Și sper că tot ce fac, tot așa să fac. Dar să ne înțelegem, am și Dali dreptate, că și dolarismuri. dacă cumva, de să-i ne luăm după ce spun marii maestri, da? Da, corect. Dacă cumva dau de piața aia și reușesc să intru, că știi cum e o piață. Sunt nișe, sunt, știu și o site-uri unde se vând fotografii, dar sunt relativ comerciale, nu sunt pe idee. Da. Pentru promo ulterior și la, încă nu știu piața aia. Dacă este și la noi, nu știu cine este actorul sau cine sunt actorii. Dacă dau de ea, cine a luat fotografii, mă duc la ea acasă și, băi, dă banul, că nu mai e gratis, îmi pare rău. Dragostea nu mai e. Acum ai venit uite, ne apropiem puțin de... Da, sigur. Și poate facem un proiect în comun. Ia. Că mi-a plăcut cum l-ați lăudat pe Brâncuș. Să facem un proiect despre Brâncuș, prin fotografie. Cum percepeți dumneavoastră operele lui Brâncuș din Târgu Jiu? Hai, să facem o expoziție și cu ajutorul Dorinei, să facem o expoziție la Târgu Jiu. Cum vedeți dumneavoastră, ca artist, pe Brâncuș, pe operele lui Brâncuș din... Cum vi se pare această idee? Eu vă provoc. Asta mi se pare o provocare de oameni maturi și serioși, cu tot sufletul, dar abia de azi încep. Și atunci îmi dai un timp de... Deci la mine este provocarea lansată. Deci am preluat-o. Vă lansează această provocare. Am preluat-o. Provocare. Dar îmi dai timpul să fac explorările. Când spuneți dumneavoastră, atunci am preluat-o. Și o să vă ajutăm cu ce este nevoie pe plan local. Eu chiar sunt curios, mai ales după ce am avut această expoziție, sunt curios, după ce ați vorbit atât de frumos de Brâncuș, cum îl vezi dumneavoastră pe fotografie de Brâncuș? Bate palma. O batem. Gata, mai ales că, știi, eu am o teorie. Acum Brâncuș, mahala. Brâncuș a fost... cam mixt. Deci Brâncuș a fost 100% flacără spirituală de educație tibetană, pentru că Brâncuș a citit Milarepa, a făcut meditațiile tibetane. Dar cu tot ce a făcut, se simte că e de la noi. Și părerea mea este că adevărata carte despre Brâncuș sau adevărata interpretare a lui Brâncuș poate sunt eu misogin sau grandoman. Nu o poate face decât tot unul de-al nostru. Părerea mea este că nimeni din New York sau din
Bahamas nu va înțelege cu adevărat ce a fost Brâncuș. Corect. Tocmai de asta vreau să vă da, provocare. Da, mă onorează provocarea. Vreau să ne apucăm împreună de ea. Oh, extraordinar de interesant. Mulțumesc frumos! Gata. Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc că ați acceptat această invitație. Sper oh, eu vă mulțumesc. Plăcere. Vă promit că în primăvară o luăm pe Dorina și vin la noastră la Reșița, să bem vinul la Roșu Mahala. Nicio problemă. Da? Și cu toată plăcerea. Dăm drumul la proiect. Da, pentru discuția asta, sper să nu vă cadă ratingul datorită a ceea ce am discutat. Nu. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Vedeți, proiectul crește frumos și avem oameni lângă noi care au ceva de spus. Uitați, oameni cu care construim proiecte, care ne-au venit acum pe parcursul emisiunii. Până data viitoare, aveți toate cele bune.